au fost cei mai buni, au contat și pe sprijinul echipei, dar golurile marcate de ei au făcut diferența. 4 fotbaliști din județean au fost remarcați pentru numărul mare de goluri înscrise în poarta adversarilor. În acest an cred că avem un clasament, încă nu este actualizat pentru, după ultima etapă. APT Emanuel de la Smart Negrește are 25 de goluri și în spatele lui cu 24 Artenii Laurențiu de la Viitorul Rebricea. În partea aialaltă, în seria a doua, Amandi Ionuț Daniel de la Foresta Zorlene are 22 de goluri și pe locul 2 Miloi Cătălin de la Flacăra Murgeni. Pentru toți aceștia și ai balonului din județeană sunt puține șanse de a promova la echipe din alt eșalon. Sunt care au plecat, o mare, să spunem, rampă de lansare ar fi câștigarea play-off-ului și jucarea la baraj. Acolo putem spune că ar mai fi, mai vine cineva să-i vadă, dar e greu. Sunt care au plecat, dar până la urmă toți au întors, nu știu, să zic că ajungă, să rar, Dragoș Grigori să ajungă să urmeze... Pașii. Da, e greu. Actualul clasament se poate schimba după play-off. Meciurile programate aici pot fi o șansă pentru cei 4 fotbaliști să-și îmbunătățească palmaresul.